Medicul acuzat că lăsa să moară bebeluși născuți prematur se apropie de proces. Florian Robe, care profesează încă la maternitatea Polisu din București, este acuzat de tentativă de omor calificat prin cruzim. Decizia vine după un an și jumătate de anchetă în dosarul supranumit Abatorul de copii. Florian Robe a fost pus sub acuzare pentru că a condamnat la moarte o fetiță născută prematur. În octombrie 2022 i-a aruncat trupul într-un sac și a trimis-o în camera frigorifică de la morgă, deși dădea semne de viață. Ginecologul a considerat însă că nu are nicio șansă de supraviețuire. Șansa a fost însă o asistentă, care și-a dat seama că în sacul negru se zbate un bebeluș. Atunci mama copilei povestea îngrozită. Ia, l-a sunat pe doctor. I-a spus că fetița trăiește după cele 12 ore de stat acolo și el i-a spus, dacă încă trăiești, adu-l la mine să-i tai din buric, să moară. S-a spus că am născut un copil mort, am semnat pentru lucrul acesta. De atunci până astăzi, când ginecologul a fost pus sub acuzare, mama copilului salvat în ultima clipă și a plâns durerea, iar Florian Robe a continuat să profeseze. Domnule convențional, doctor, eu vorbesc că aveți vreo vină în această speță. Sunteți sau nu vinovat? Ce considerați dumneavoastră? Fetița salvată din sacul mortuar a supraviețuit. Are acum 5 ani și sechele dureroase. Mi-a nenorocit, nu pe mine, pe mine nu, copilul. Și nu înțeleg de ce. Care a fost motivul lui de a făcut lucrul ăsta? În momentul de față ea nu vorbește absolut deloc. În normal ea te ia de mânuță, te duce să-i dai un lucru. Nici acum nu mai sunt eu. Am momente care cal și mă ridic tot pentru ea. Mama mărturisește că medicii și asistentele din spital au făcut-o să creadă că peste noapte s-a petrecut o minune, iar fetița ei a înviat. Nimeni nu i-a spus ce s-a întâmplat în primele ore după naștere, iar întrebările ei au rămas până astăzi fără răspuns. Familia fetiței a găsit curajul să depună plângere împotriva doctorului Florian Robe acum 2 ani. De atunci, mai mulți părinți au povestit că același ginecolog le-ar fi nenorocit și lor copiii. Pedeapsa maximă pentru doctorul Robe este 14 ani de închisoare. El avea preconceput faptul că anumiți copii care, în opinia lui, nu meritau să trăiască pentru că ar fi cauzat, eu știu, societății, chiar s-a exprimat în sensul acesta la un moment dat, prejudicii prin faptul că aveau anumite dizabilități. Conducerea maternității Polisu spune că nu a primit documentele care arată că ginecologul Florian Robe a fost trimis în judecată și de aceea nu poate să-l suspende. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.